amândoi suntem la primul mandat de consilier județean și încă de la început ne-am propus să avem o activitate care să fie în folosul cetățeanului și mai puțin să ducem o politică clasică care știm că de multe ori este, nu are nicio legătură cu interesul cetățeanului, așa cum am spus. Tot de la început ne-am propus să ne caracterizeze transparența. Așadar, încă din primul an de mandat am solicitat conducerii Consiliului Județean transmiterea ședințelor live și înregistrarea acestora. Considerăm că cetățenii trebuie să fie în contact direct cu aleșii locali și să cunoască activitatea acestora. De multe ori ședințele, știm cu toții, sunt puse dimineața, în timpul programului de lucru, când cetățeanul simplu este prins cu jobul sau cu problemele cotidiene. Prin înregistrarea acestora are posibilitatea să urmărească oricând dorește activitatea reprezentanților pe care i-au trimis în Consiliul Județean. De asemenea, tot alături de colegul meu am organizat în pandemie dezbateri, audiențe online, fiind singurii consilieri care am făcut astfel de audiențe, considerând de asemenea necesar să fim în contact permanent cu cetățenii și cu problemele acestora. Bineînțeles, ulterior, când contextul pandemic a permis, am organizat și audiențe în format fizic și am fost deschiși către orice propunere a cetățenilor, propuneri pe care le-am dus în Consiliul Județean pentru rezolvarea lor. Personal fac parte din Comisia Învățământ, Sănătate, Cultură, Tineret și Sport, iar în această calitate am venit cu câteva propuneri în ceea ce privește domeniul învățământului. Mai exact, tot în primul an de activitate, am propus suplimentarea cuantumului burselor sociale cu 50%, amendament care a fost aprobat de către majoritatea din Consiliul Județean. Aceste burse sociale au drept scop atragerea elevilor către mediul școlar și considerăm că în acest context este important să fie un stimul pentru ei, astfel încât cât mai mulți elevi să fie atras spre mediul școlar, așa cum am spus. De asemenea, nu am uitat nici performanța școlară. Recent am propus un fond de premiere, realizarea unui fond de premiere pentru elevii olimpici sălăjeni. Considerăm că munca trebuie răsplătită de fiecare dată pe măsura rezultatelor. Aceștia reprezintă una dintre cele mai bune cărți de vizită a județului Sălaj și, așa cum am spus, considerăm că munca lor trebuie să fie răsplătită în mod adecvat, nu ca și în trecut, urmând ca în viitor să fie realizat un regulament prin care se va stabili cuantumul premiilor. În ceea ce privește infrastructura județeană, tot din primul an am propus reabilitarea porțiunii din DJ-109 de pe raza localității Dragu, probabil cunoscută de către toată lumea drept drumul nimănui. Această porțiune a fost reabilitată și reprezintă o cale de acces mai facilă pentru locuitorii de pe Valea Someșului către județul Cluj și către municipiul Cluj-Napoca. Din păcate, la nivelul județului Sălaj, avem și drumuri județene neasfaltate. Este trist ca în anul 2023 să avem drumuri județene neasfaltate. Un exemplu este DJ-108 de pe raza comunei Zalha. Tot aici am încercat să intervenim atât cât s-a putut. Am solicitat alocarea unor fonduri pentru lucrări de întreținere pentru acest drum până la reabilitarea acesteia. Sigur, nu o să aruncăm în cârca actualei conduceri ce nu s-au făcut 20 de ani, dar considerăm că trebuie să urgenteze procedurile astfel încât toți cetățenii județului să se bucure de condiții optime, cum am spus, de an 2023. În ceea ce privește DJ-108R, Agrij Treznea, acolo există o porțiune surpată, am solicitat în repetate rânduri semnalizarea adecvată a acestei porțiuni, deoarece reprezenta un pericol prin poziționarea ei pentru participanții la trafic, în special pe timp de noapte și în condiții meteo nefavorabile. Mă bucur că am găsit deschidere și s-a realizat această semnalizare, dar în același timp consider că până la reabilitarea întregului tronson de drum este necesară să existe o intervenție pentru a preîntâmpina eventuale evenimente nedorite. În ceea ce privește sportul de masă și sportul de performanță, în comisiile de specialitate am solicitat o împărțire echitabilă a fondurilor alocate. De asemenea, pentru sportul juvenil
am depus un amendament, astfel încât fondurile să fie alocate pentru toate ramurile sportive. În proiect erau prevăzute doar pentru fondurile să fie alocate doar pentru ramura handbal, aspect pe care noi l-am considerat inechitabil. Din păcate, acest amendament a fost respins de către majoritatea din Consiliul Județean Sălaj. Tragem speranțe că pe viitor va exista o deschidere și vor înțelege toți factorii implicați din punct de vedere politic că este important să susținem orice ramură sportivă. În mare parte, cam aceste aspecte am vrut să le trec eu în revistă. În ceea ce urmează, am să-i dau cuvântul colegului meu, Nicolae Olar, pentru a trece prin celelalte teme din activitatea noastră desfășurată în Consiliul Județean.